versetul 57, partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. Scopul citirii, scopul studiului, scopul memorării, scopul meditării este ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar să fim niște cunoscători ai Scripturii, ci să fim niște împlinitori ai Scripturii. Viața noastră să fie transformată în așa fel încât să știm ce spune Scriptura despre orice situație din viața noastră și să facem ceea ce spune Scriptura despre orice situație din viața noastră. A ști fără a împlini nu este altceva decât condamnarea noastră proprie. Atât. Dacă noi știm ce spune Scriptura despre viața noastră de familie, dar noi trăim în familie cum vrem noi, ne condamnăm singuri și ne norocim familia. Dacă noi știm ce scrie Scriptura despre biserica noastră și totuși noi ne cârmuim bisericile și ne administrăm bisericile cum vrem noi, ne norocim bisericile și ne condamnăm singuri pentru că nu avem nicio scuză. Dacă noi știm ce spune Scriptura despre munca noastră și despre banii noștri și noi continuăm să trăim cum vrem noi, după principiile lumii, nu ne ajută la nimică. Că am meditat împreună asupra acestor aspecte din Cuvântul lui Dumnezeu, că am memorat anumite versete și că am studiat anumite adevăruri din Scriptură, dacă nu trăim după Cuvântul lui Dumnezeu.